Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt la emisiunea Întrebările Zilei. În această seară, așa cum ați aflat de la știri, invitatul TV Sud, invitatul emisiunii Întrebările Zilei este domnul Dan Ilie Morega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Politice și Publice. Stăm de vorbă despre viața politică a județului Gorj și despre o competiție care, iată, are loc din 4 în 4 ani sau mai des. Anul acesta are două ediții, ediția de vară și ediția de toamnă, Ciolaniada, din nou lupta politicienilor, lupta candidaților pentru posturile din administrația publică locală, în toamnă pentru posturile din administrația centrală și, desigur, pentru cele din Parlament. Vorbim, de asemenea, în partea a doua despre Complexul Energetic Oltenia și despre ședința Comisiei Mixte de astăzi dintre administrație și sindicate, ședință încheiată în această după-masă. Bună seara, domnule Morega! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur pentru faptul că suntem din nou împreună cu telespectatorii. Iată, prima temă se referă la alegerile locale. Stau să bată la ușă, chiar au intrat în casă deja politicienii, ne-au intrat în casă, ca să ne aducem aminte de săptămâna trecută sau acum două săptămâni, unul dintre politicieni deja și-a suflecat mânecile și a trecut la treabă, domnul Ilie Petrescu, cel care deja s-a lansat serios în această competiție și a oferit deja premii câteva orătănii din curte. Așa. E clar o luptă poate mai dură ca în celelalte dăți pentru posturile din administrația publică, se restrâng și variantele pentru a te angaja în Gorj într-un loc sau altul și iată că aceste posturi, care e adevărat pe durată determinată de 4 ani, oferă totuși un miraj pentru candidații de orice culoare, de orice pregătire sau de oricât de nepregătiți ar fi. Începe Ciolaniada, așa cum am spus, o competiție care atrage foarte mulți cetățeni, mulți doritori, mai ales că din acest an, din acest sezon, de la această ediție, statul plătește. Iată, noi toți plătim campania electorală. Absolut. 30 de milioane de euro. Este pentru prima dată, de fapt, când se stabilește prin lege ca statul să suporte toate aceste alegeri din bani publici. Eu cred că era foarte clar să stabilească niște criterii așa cum au fost stabilite, dar să suporte fiecare, pentru că ei doresc să ajungă în niște funcții, ajungând în niște funcții fie de consilier local, fie de consilier județean, fie de primar sau președinte al Consiliului Județean, ei sunt beneficiarii unor salarii de demnitate publică, salarii sau indemnizații destul de consistente. Ori, desigur că ei ar trebui să suporte și costurile care sunt cu campania electorală în baza unor norme care au fost elaborate. Din păcate, iată că, de fapt, binefacerile statului se regăsesc și în a suporta campania electorală la toate aceste partide care au liste electorale în toate localitățile și nu numai atât, și care vor obține cel puțin 3%. Deci vă dați seama, nici măcar pragul de intrare și de validare a partidului respectiv în consiliile locale sau consiliul județean, dacă au 3%, statul decontează toate cheltuielile. Deci mi se pare absolut anacronic. De ce? Pentru că de fapt tot din banii publici, tot din taxele și impozitele oamenilor, iar taxele și impozitele cetățenilor sunt extrem de mari, ca să nu mai spun de nou cod fiscal pe care l-a lăudat Victor Ponta înainte de a pleca și l-a elaborat împreună cu strategul lui care a fost la ANAF, președintele ANAF-ului, că de fapt este un cod fiscal care relaxează fiscalitatea. Știți și dumneavoastră foarte bine că nu a relaxat cu nimic fiscalitatea dacă ne gândim numai la impozitarea clădirilor și terenurilor, unde de fapt aceste taxe și impozite au crescut vertiginos, să nu mai discutăm de aceste impozite pe clădiri la nivelul municipiului Târgu Jiu, unde ajunseseră la 1,6%.
adică cu 60% mai mari decât anul trecut, ceea ce este total anacronic într-un județ al sărăciei și care va fi în mod sigur, așa cum am prevăzut, grație nepreocupării politicienilor și grație dezinteresului total față de resursele naturale, respectiv față de cărbune și energia electrică produsă în Gorj pe cărbune, vom ajunge ca să fim într-adevăr județul foametei. Deci eu aș începe cu ceea ce dumneavoastră ați încheiat, că participă foarte mulți la aceste alegeri locale, între care fel de fel de indivizi, unii care n-au nimic comun cu o pregătire profesională sau alta într-un anumit domeniu, care într-adevăr să știe măcar atribuțiile consilierului local sau consilierului județean și să se preocupe ca să-și îndeplinească acest mandat. Dar ce să mai discutăm, că de fapt oamenii, în marea lor majoritate, care sunt oameni de bună calitate, în mare măsură nici măcar nu candidează. Candidează aceiași aproape în toate localitățile și candidează alții care de fapt au niște interese personale și nici de cum interesele comunităților sau interesele județului. Spun acest lucru cu toată răspunderea și responsabilitatea, pentru că vedem și până acum unde a ajuns județul Gorj, unde au ajuns marea majoritate a localităților, cu mici excepții unde avem primari foarte buni, și unde de fapt ne vor duce în continuare cei care vor fi aleși, așa cum a spus și dumneavoastră, în această stagiune de vară a alegerilor locale. Nu ne vor duce la lucruri neașteptate bune, să nu aștepte gorjenii și votanții, dar este bine ca ei să judece de 10 ori și să pună ștampila odată, să gândească foarte bine cine este, dacă sunt oameni care i-au mai votat și nu au făcut nimic, să nu-i mai voteze, să voteze oamenii care sunt aproape de ei, oamenii care au dragoste față de ei, oamenii care cunosc problemele localităților și oamenii care se implică în rezolvarea problemelor cetățenești. Altfel, dacă votează tot la fel cum a votat până acum, apropo de Petrescu de la Motru, că a început campania electorală într-un mod abuziv și care este sub sancțiunea legii penale. Faci concursuri după care vii cu orătăniile de acasă din grădină și dai la locul întâi curcanul, la locul doi gâscanul, la locul trei cocoșul și așa mai departe. Te apucă râsul prânsul. Noroc că nu mai avem un caragiale sau să fie existat adevăratul caragiale în perioada noastră, pentru că elabora niște schițe de tot râsul. Avem și un sondaj de opinie realizat de Universitatea Constantin Brâncuș și v-aș ruga să comentăm datele acestui sondaj, măcar în parte. Avem, încerc să preiau informațiile de pe acest telefon, dar cineva sună. Gheorghe Pecingină, 8,51. Florin Cârciumaru, 39,94. Octavianu Pulescu, 10,34. David Soiu, 8,81, Dian Popescu, 5,53, Ion Săvoiu, 3,79, Romanescu, 10,37, Narcis Dajul, 2,33, Marian Rotaru, 7,28, Liviu Andrei, 2,03 și nu știu, nu răspund, 1,07. Acesta ar fi partea cea mai importantă a sondajului referitoare la municipiul Târgu Jiu, așadar Florin Cârciumaru aproape de 40%. Cum, în ce cheie interpretăm acest sondaj? Domnul Eugen, cunoscându-vă ca un foarte bun reporter și un foarte bun jurnalist, nu de ieri, de altăieri, ci chiar de zeci de ani, dacă e bine să spun, dumneavoastră știți foarte bine pe toți candidații. Și cred că putem să spunem, dacă ați văzut filmul mai înainte, O floare și doi grădinari, acum putem să spunem, de fapt, O floare și 6-7 grădinari, cât candidatul o să fie. Este de-a dreptul de neînchipuit că partide mari, mă refer la Partidul Național Liberal, care putea să-și asume preluarea primăriei printr-un candidat de forță, un candidat de forță mentală, un candidat de forță care ar fi lucrat în administrația publică,
un candidat de forță care cunoaște problemele economiei, problemele urbei și, așa cum am spus, are dragoste să facă lucruri ce nu le-a făcut actualul primar, respectiv să creeze noi locuri de muncă, să aducă investitori, pentru că asta ne frământă. Eu spun de 10-12 ani că trebuie necondiționat ca partidele politice, conducerea partidelor politice, să facă presiune la nivelul guvernului în care au făcut parte și când au fost la guvernare, ca să creeze alternative pentru minerii și energie. Iată că nu s-a făcut nimic de 25-26 ani de către PSD. Nu s-a făcut nimic, iar acum vom asista, că vrem sau că nu vrem, cu Florin Cârciumaru la al 5-lea congres, din nou primar reales. Altfel, n-avem cum să spunem. La cum arată pentru că, procentele de fapt, la alegerile acestea care vor fi, în mod categoric, Florin Cârciumaru va fi primar, mai ales că alegerile sunt dintr-un singur tur. El are și în sondajele noastre de Institutului de Analize Investigații Publice și Politice 42%. Acum, sigur, eu n-aș vrea să comentez sondajul de opinie care l-au făcut studenții de la Brâncuș, dar cred că mai sunt și unele răutăți, probabil și răfuieli, pentru că nu sunt unele, așa cum sunt și sondajele noastre, conformă cu realitatea. De exemplu, am văzut că dau pe undeva PMP-ul pe la 4,5, nu e adevărat. Partidul Mișcarea Populară, deși nu pot să spun că am o dragoste față de acest partid care îl conduce Băsescu, dar vrem sau nu vrem, trebuie să scoatem în evidență realitatea. El este tras de o serie întreagă de băsiști și în principal de Băsescu ca locomotiva al partidului. Nici nu discutăm despre cei care sunt la nivel local, pentru că este foarte probabil ca sondajul de opinie al celor de la universitate, deși în sondajul nostru Liviu Andrei avea vreo 4,ceva%, să aibă numai 2,3%. 2,03. Dar pe mine m-a lăsat vorbind singur, dați-mi voie să vă spun ce declara la un anumit de post radio și la un anumit ziar. Spunea că el a fost arestat de PSD și dus la București. O misiune grea. Domnule, ne închinăm. Dar pe ce salariu? Ne închinăm dacă asemenea declarații sunt făcute de un om normal. Pentru că el a fost arestat într-adevăr. Și de ce a fost arestat de PSD și dus la București? Că de fapt el a fost promovat în funcția de subprefect al municipiului București, care înseamnă 7 județe, cât Gorjul, să fii subprefect acolo. Deci asta a fost grație comportamentului lui și grijii lui deosebite față de PSD, neatacând niciodată vreo hotărâre a Consiliului Municipal Târgu Jiu sau dispoziția primarului sau o hotărâre a Consiliului Județean Gorj și vreo hotărâre a președintelui Consiliului Județean. Ei au fost aici în tandem o gașcă. Are 2%. Cu ce ar ajuta dacă avea 10%, să zicem? Nu, domne, au cu ce ar ajuta? Au greșit, are 10%. Ajuta să scoate partidul mai în față. Sau vă mai dau tot... Dar nu știm, okay, dar candidează și la Consiliul Județean. Tot o perlă. În tandem. Păi el este, n-ați auzit, că l-a rugat Băsescu să vină să candideze pe primul loc acolo, dar nu poate să lase nici municipiul Târgu Jiu. Dar nici Consiliul. Foarte mulți din cei prezenți la întâlnirea cu Băsescu mi-au spus: și domnule, a luat cuvântul Liviu Andrei. Acum, nu facem un caz din Liviu Andrei, dar vedem că dumneavoastră spuneați că vin fel de fel de candidați la ora actuală pe liste. Iată un asemenea tip de candidat și un asemenea individ care a fost prefectul județului Gorj politic și care a făcut numai rău județului Gorj și chiar inspectoratul școlar județean, pentru care mi-am cerut scuze la momentul respectiv că Alianța, da, l-a pus și am fost și eu de acord să-l pună inspector general, ori acest rântaș, cum l-am numit eu, nu merita. El a spus la întâlnirea cu Băsescu că le ajunge oamenilor că au mâncat până acum fasole. E bine ca să terminăm cu fasolea și de acum încolo să mâncăm iaurt. Eu vreau să vă spun că eu nu vreau să termin cu fasolea, vreau să mănânc în continuare fasole, că îmi ține de foame și mănânc și iaurt din când în când dimineața. Octavian Lupulescu, 10.34. Deci iată că asemenea oameni avem în candidaturile care urmează. Octavian Lupulescu... 10.34.
Nu, are 8 și ceva. Nu, 10-34, Marcel Romanescu 10-37. Nu, din câte știu tot din sondajul are 8 și ceva, chiar 10 să aibă, cu ce încălzește? 8 sau 10? Spuneam că Partidul Național Liberal, ca un partid mare, putea, de fapt, să facă o faptă bună, să găsească, așa cum am spus, un candidat cu prestigiu, cu notorietate, cu credibilitate mare și să-l propună, nu neapărat să fie membru al Partidului Național Liberal. Aveți un exemplu? Nu vreau să dau un exemplu, că sunt foarte mulți. Și s-ar supăra dacă dau unul sau două exemple de oameni serioși care n-au intrat în politică și nu intră. Cei de la ALDE n-au anunțat candidatul. Ori, mi se pare absolut anacronic. N-am nimic cu Octavian Lupulescu, dar ca să îl iei din SPP-ist, pentru că el a fost SPP-ist, știți foarte bine și dumneavoastră, până când a fost promovat, între ghilimele, la secția de mascați, nu? De la Târgu Jiu. Ori din mascat să ajungi primar e distanță lungă. Oricine ar judeca și cum ar judeca, mai bine îl mai revotează pe Cârciumaru decât să voteze mascatul de la poliție care l-a luat liberare. Da, avem și graficul sondajului despre care vorbeam. Nicolae Davidsoiu, deci, 8%. Mai în, mult rest, decât, în rest... Mai mult decât Liviu Andrei Davidsoiu. 8%, 8%. Da, probabil că Davidsoiu a crescut în ultima perioadă. Fiind liderul partidului. Fiind liderul partidului și, sigur, apărând în mass media, s-a preocupat mai mult de partid și el a crescut la 8%. Da, deci ar trebui să candideze el, nu? Liviu Andrei a renunțat, a greșit când a renunțat la un post bine plătit, mă rog, nu știu cât ce s-a avea. Eu cred că nu mai renunța, că până la urmă... A renunțat la un post bine plătit și... Până la urmă îi schimba. Deci e mult categoric că... Ce tehnocrat să fie sau ce experiență să aibă Liviu Andrei? În lupte greco-romane sau de care lupte a practicat și mai nou cadru universitar, copy-paste, știm foarte bine că a avut și probleme, probabil că problemele vor fi reluate din nou, fiind profesor de sport de la Universitatea de Vest. De la ALDE e trecut Dian Popescu 5-53. Are mult Dian Popescu 5-53, dar cred că ALDE nu va intra... În Consiliul Municipal, iar dacă vreți să vă dau și eu niște rezultate la Bumbejiu făcute proaspăt, ALDE la Bumbejiu are 2,24. Dorin iar Tașcău? PMP-ul are 7,50. Dorin Tașcău? E la ALDE. Ar putea fi o variantă pentru primărie? Dorin Tașcău ar putea să fie o variantă pentru primărie, dar cu o singură condiție, să mai și pună mâna să muncească și să nu joace alba neagră. El este un tip inteligent, este un om bine structurat, profesional. Era o variantă pentru PNL? Ar fi fost? Ar fi fost și el o variantă pentru mai PNL. Mare? Sigur, ar fi fost varianta, cum am spus, pentru PNL și Marcel Romanescu. Marcel Romanescu, sunt convins aici, tot niște jocuri sunt incorrecte. Marcel Romanescu are mult mai mult decât 10-23%. Marcel Romanescu se apropia în toate sondajele făcute de Institutul de Analiză Investigației Politice și de alte sondaje naționale către 21-22%. PSD scade, iată, în acest sondaj, totuși, pe de altă parte, vine să știți, reversul. Este un lucru adevărat aici și vreau să spun că și sondajul nostru de Institutul de Analiză Investigației Publice și Politice, același lucru relevă. Scăderea PSD-ului și creșterea PNL-ului. Dar PNL-ul a crescut, să nu credeți, prin credibilitatea celor care îl conduc, neapărat. Nu spun că au cheie un rol, dar rolul lor este minor. Ei au crescut pe o serie întreagă de aspecte negative ale liderilor PSD-ului. Și în special ale PSD-ului, al lui Victor Ponta, care n-a făcut absolut nimic pentru golf, fi prim-ministru, al lui Ion Cărinoiu, la fel, care știm foarte bine că are și probleme cu anima, am înțeles că are și alte procese, și tot la fel, n-a făcut în 20 de ani de zile absolut nimic pentru județul Gorj și multe alte lucruri pe care oamenii le-au suportat și le suportă cu foarte mare greutate. Ne gândim numai la faptul că au dispărut din județul Gorj, plecând în altă parte, aproape 100.000 de locuitori. Deci 30% diminuarea cu 30% a populației județului Gorj se datorează în primul rând PSD-ului, care nu a făcut nimic pentru noi locuri de muncă.
Luăm o pauză de publicitate, punem concluziile la această primă temă politică în partea a doua. Am revenit la emisiunea Întrebările Zilei. Suntem de vorbă în această seară cu domnul Dan Ilie Morega. Am discutat despre politică în prima parte. Punem concluziile la începutul părții adunate înainte de a vorbi puțin și despre complexul energetic Oltenia. Dacă la Târgu Jiu spuneți că Florin Cărciumaru se îndreaptă spre cel de-al cincilea mandat și beneficiind de complicitatea partidelor care nu vin cu oferte serioase de contracandidați, ce se va întâmpla la Consiliul Județean? Ne așteptăm la o schimbare? Da, înainte de a trece la Consiliul Județean, să știți că pentru mine este o mare tristețe că partidele în această legislatură, să spună locale, nu s-au orientat din timp la candidați redutabili pentru municipiu. Acest lucru arată foarte clar că nu le pasă decât de interese lor personale și nu de interesele cetățenilor. La nivelul județului Gorj, să știți că lucrurile sunt puțin mai încurcate pentru PSD. Vorbim și de această scădere, da. Dar mă distrează în același timp faptul că, deși există la ora actuală trei partide pe dreapta, mai bine zis două, că Partidul Mișcarea Populară este clar partid de dreapta, nu mai vorbim de Partidul Național Liberal, care este partid cu tradiție absorbind PDL-ul, dar în loc ca Partidul Național Liberal și PMP-ul să se atace mai puțin, că ei categoric pot să facă o alianță și să câștige Consiliul Județean, ei se atacă unii pe alții în loc să se înfrupte din PSD. Pentru că scopul lor comun nu este altul decât să diminueze numărul de primari ai PSD-ului. Să nu uitați, domnul Eugen, că PSD-ul nu are primari care să fi fost de zeci de ani de când guvernează ei județul Gorj ai PSD-ului. Dacă facem o analiză, vedem că marea majoritate a primarilor provin de la alte partide. Și vreau să vă dau numai câteva exemple. Primarul de la Motru. De ce nu avem tineri în campania asta? Oameni, totuși, mulți care... Păi, mai vor o dată. Eu cred că acum pentru Consiliul Județean avem chiar tineri. Eu mă aștept ca Lupi tineri de la PSD să candideze. Mă aștept și la Partidul Național Liberal. Iată, Vâlceanu va candida și este unul din tineri. Dar sub el vor fi foarte mulți cu experiență, să nu spun mai în vârstă. Și ar fi trebuit să fie mai mulți tineri, așa cum spuneți și dumneavoastră. Și la Consiliul Județean... Ciprian Florescu e deja președinte pentru 3 luni, să zicem. Văcaru s-a întors de ieri în Gorj la JOFM. Ar putea să se înscrie în luptă? În mod categoric. În mod categoric, eu cred că ei au o strategie și să nu uităm că, de fapt, pe ei totdeauna i-au unit și Radu Teodorescu, care a fost prefect, și eu nu am cuvinte... grele, să spun așa, de critică vehementă asupra lui Radu Teodorescu, care a fost un om echilibrat și care s-a bucurat în mare parte de aprecierea organizației județene PSD, din câte cunosc, și în special a tinerilor. Mă aștept ca, de fapt, tinerii să facă o figură frumoasă de la PSD și lista lor să fie presărată mai mult cu tineret și cu oameni care să aibă și experiență, că degeaba ești tânăr și nu ai experiență, sau degeaba ești tânăr și spui că vrei să schimbi o altfel de politică dacă tu, tânăr, ai lucrat pe lângă un individ care a furat tot timpul din o serie întreagă de contracte și altele jmecherii pe care s-au făcut la nivelul Consiliului Județean, categorică ești la fel ca cel care l-a avut dascăl. Câștigă PSD Consiliul? Poftim? Câștigă PSD și Consiliul Județean? Este foarte problematic să câștige PSD-ul Consiliul Județean, o spun, iată, cu 2 luni înainte, pentru că PSD-ul, la ora actuală, a dat foarte mult în jos datorită președintelui Consiliului Județean, așa cum am spus și mai înainte, datorită a unor abuzuri, unor ilegalități pe care le-a comis și datorită faptului că PSD-ul în ansamblu, în 25 de ani, de când este la guvernarea județului Gorj,
a condus la scăderea dramatică a locurilor de muncă. Ei, când au preluat județul Gorj, erau 162 de locuri de muncă. Avem acum 57 și vom ajunge la 52-53 de mii de locuri de muncă. Un dezastru! Un dezastru! Iar cetățenii văd că, de fapt, este un grad de sărăcie în Gorj care ne situează pe primele 2-3 locuri din țară. Și o spun cu toată responsabilitatea, după calculele care le-am făcut și analize la Institutul de Analiză Investigații Publice și Politice, gradul de sărăcie în Gorj este de circa 61,7-62% față de 57% în alte județe. În alte județe mă refer la județele mai sărace. Deci iată că ne situează pe, chiar pe locul întâi, dacă luăm în considerare și disponibilizările care vor fi din minerii și energie, va fi într-adevăr catastrofal pentru județul Gorj. Suntem în acest punct cu discuția, înainte de a începe să discutăm despre complexul energetic Oltenia, să le spunem telespectatorilor că această emisiune poate fi ascultată și pe Sud FM, așadar și pe TV Sud și pe Sud FM. Astăzi a avut loc ședința Comisiei Mixte Administrație Sindicate, s-a discutat și s-au trasat câteva idei la finalul acestor discuții. Este vorba de decizia de a fi întrunită Comisia de Negociere pentru un act adițional la contractul colectiv de muncă, un act adițional care să reglementeze anumite chestiuni legate de salarizare, timpul de muncă, de odihnă și așa mai departe. De asemenea, tot luni se va discuta și despre despre disponibilizări. A fost anunțată și o cifră 2000 anterior, deocamdată nu se știe exact câți vor fi disponibilizați. Aceste lucruri au fost stabilite în ședința de astăzi și luni se va trece la negocieri efectiv. Iată că nu a ieșit cu un rezultat palpabil, concret, cei de la sindicate. Luni vor începe să vadă exact ce se întâmplă cu această companie în 2016. La ce să ne așteptăm? Eu spun, din analiza pe care le-am făcut, să nu ne așteptăm la lucruri pozitive din partea Comisiunii de Oltenia. În primul rând, eu mă așteptam ca, de fapt, în organismele de conducere, în structurile de conducere ale Complexului Energetic Oltenia, în baza ordonanței și a legii 109 privind sistemul corporatist, mă așteptam ca să fie oameni zmuc și sfârc, adică din punct de vedere al pregătirii profesionale și din punct de vedere al managementului. Din nefericire, asistăm de circa o lună jumate și două luni la un individ care batjocorește în fel și chip această companie și mă refer la Ivan cel Groaznic sau la Ivan Turbincă, cum vreți să îi spuneți dumneavoastră, care în primul CV-ul al lui nu a prezentat decât din 2012 încoace, din 2014, când de fapt el e născut în 1968. Este vorba despre acest Ivan Ștefan Valeriu, care este absolvent al Facultății de Științe Juridice. Am văzut mai nou acum că și-a completat CV-ul, dar cu fel de programe de 6 luni, de 3 luni, cu certificate de absolvire, nimic despre management, nimic despre energie. Mă îngrijorează faptul cum a ajuns acest securist, că n-avea cum să ajungă, decât impus probabil fiind alături de fondul proprietatea, și la fondul proprietatea știm foarte bine că este... Nu știm acum dacă a fost securist sau... Acționar? Nu. Păi de ce să fie, dacă spune el foarte clar? Vreți să vă dau, să vă spun aici vă foarte clar din CV-ul lui, care îl semnează cu mâna lui a dreaptă sau a stângă, nu? El spune foarte clar că a lucrat în sistemul de pază și securitate națională. Ori a fost paznic, ori a fost securist. Pentru că altceva ce poate să fie? În mod sigur, probabil că a lucrat la SRI și categoric la securitate, pentru că înainte de 1990 nu era Serviciul Român de Informații, iar știm foarte bine că o serie întreagă de securiști au rămas și după 1990. Ori categoric acest individ, părerea mea, este un agent străin care face jocurile străinilor,
și care nu are niciun dram de naționalism și de patriotism pentru ceea ce este românesc. El vrea să facă politica acestor indivizi, altfel este inexplicabil cum ajunge el în Consiliul de Supraveghere când nu are pregătire în domeniu. Când singura lui experiență pe linie de energie este de a fi consilier prin 2014, prin 2015 la Ministrul Energiei. Mai sunt deci este exemple. Foarte clar că ăștia au că el este probabil un înger păzitor al miniștrilor, inclusiv al lui Grigorescu. Și vreau să vă spun de ce acest individ îl califica un rău al acestei companii și care face toate jocurile mizerabile și murdare, anticomplex energetic Oltenia, anti-economic, anti-organizare, anti-resurse umane, tot ce este mai rău în complexul energetic Oltenia, impunându-i lui Ciubotărică, care n-are încotro, deși eu, dacă aș fi fost în locul lui Ciubotărică, categoric, plecam. Pentru că el este autorul celor aduși patru indivizi pe care i-a numit unde credeți în direcțiile cele mai importante ale complexului energetic Oltenia. Și nici de cum să regăsești între ei vreun specialist în energie sau în management. Și putem să-i luăm pe cum i-a numit individul respectiv și a impus directoratului și Consiliului de Supraveghere să facă așa cum spune el, că de fapt așa a spus ministrul, categoric, nu? Dacă el este consilierul ministrului. Și avem lua așa, Pătrașcu, Petra Patricia, știți, director de la Direcția Resurse Umane, adusă de el. Dragomir Daniel Ionuț, director la Direcția Achiziții. Nu este din Comunitatea de Oltenia. Și mai sunt, după câte știți și dumneavoastră, încă doi, recent, care i-a adus în directorat. Și culmea, te închin, mă închin ca un profesor de management, un om care am condus la viața mea 40 și ceva de ani și am condus și 6.000 de salariați, 5.800 și ceva. Este inadmisibil ca să creezi structuri, suprastructuri, de sub banii, de furat banii, că nu se poate, el ar vrea să facă un fel de directorat care să nu fie compus din directorii principalelor direcții ale complexului energetic Oltenia, care să discute problemele vitale ale complexului energetic Oltenia, problemele majore, ci să fie un fel de consiliu de administrație. Păi hai sictir, securistule! Pentru că tu nu poți să spui așa ceva că mai faci un al doilea directorat care să aibă rolul unui fel de consiliu de administrație. Aveți dovezi că și domnul Ciobotărică e securist? Atâta timp cât există Consiliul de Supraveghere care are, de fapt, rolul de a supraveghea activitatea comitetului director. Nu știu dacă este securist, dar nu bag mâna în foc dacă nu este cumva în relații apropiate cu serviciile române, nu? Există în momentul acesta un om, deci, mai mulți în cadrul CEO care să poată să asigure managementul la companie? Nu există. La ora actuală, managementul companiei este un dezastru. Pentru că eu mi-am spus nu ca un paralelog, ca un om analist, care un om care am trăit în mijlocul oamenilor și care am fost în organismele de conducere în AGA, care am fost în Consiliul de administrație ale celor două complexe și fostului SNLO 2-3-4 ani de zile, în care am cunoscut problemele destul de bine și am cunoscut și managerii. Este incomparabil atunci cu acum. Acum este la un nivel extrem de scăzut. Păi găsești pe marea majoritate juriști. Aduce în directorat doi indivizi, între care unul tot la fel. A terminat facultatea și vi-l spun foarte clar cum îl cheamă pe acest individ. Vă spun eu directoratul: Ciobotărică, Ilie Ionel, Antonie Daniel, Bălăcescu, Ovidiu. Nu, știu și eu că i-am și eu aici. Și Teodorescu, Adrian Marcel. I-am aici, da? Dar în Consiliul de Supra, în directorat, în, da, Teodorescu. Bălăcescu și Teodorescu, cele două achiziții.
Bărăcescu se pare că iese din minerit, lucra pe la investiții, mă rog, cum a ajuns în directorat nu se știe, pentru că el de fapt nu este niciun fel de director ca să prezinte interesele direcției lui în directorat. Deci iată că a umflat acest directorat cu acest Teodorescu Adrian Mircea, care a lucrat pe la RATB, pe la RADET, câteva luni, adică un individ, un politruc care, ce credeți că a mai făcut? A făcut facultatea de științe juridice la Română-Americană și a susținut licența pe la Academia de Poliție și fel de jocuri din astea mizerabile, a mai consiliat nu știu pe unde, a mai fost printr-un Consiliu de Administrație, iar deodată, după 10 ani de avocatură, mare avocat, când a fost el, a ajuns să fie în directoratul, te închini pur și simplu, în directoratul Complexului Energetic Oltenia, care este una din cele mai mari companii pentru că naționale. Mai avem câteva minute, 5 până la finalul emisiunii, o temă readusă chiar de astăzi readusă în atenția opiniei publice, mutarea sediului companiei în București. Domnul Marciuc a vorbit despre faptul că se vehiculează din nou această informație. Nu se renunță la... Domnul Marciuc a spus că se vehiculează. Eu spun că știți foarte bine. La adunarea extraordinară s-au abținut. Deci, cu alte cuvinte, n-au votat împotrivă, nici pentru. Deci vor lua o decizie și vă spun că vor lua o decizie în mod clar și vor muta sediul social, ceea ce este într-un mod aberant. Și am spus o mută pentru singurul motiv, ca să poată să-și facă ei acolo jocurile mizerabile. Probabil că o să mute împreună cu toți acești indivizi, cu cel de la achiziții, că de achizițiile aduc banii în buzunarele lor, ale tehnocraților, pentru că este inadmisibil ca să muți un sediu social să-l îndepărtezi de locul de producție. De asemenea, toți acești care au fost aduși intruși aici de către securistul Ivan, în mod categoric, ei au misat inclusiv această Pătrașcu, care este analfabetă din punct de vedere al cunoașterii resurselor umane din minerii și energie. Ea abia așteaptă ca într-o lună de zile cel mult să fie mutată la București împreună cu ceilalți. Să nu credeți că ei au venit să stea la Târgu Jiu. Luați și directorul de la Direcția de Managementul Proiectelor și Reprezentare Instituțională, Pop Radu Cristian, Direcția Managementului Proiecte și Reprezentare Instituțională. Același lucru. Este bucureștean. Nu? Păi credeți că acești indivizi așteaptă altceva decât să meargă acolo și să tragă sforile precum Dixit, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană? Eu mă îngrozesc când am auzit că, de fapt, există 3 variante de strategii naționale energetice, domnul Eugen. Iar aceste strategii nu se vor face de strategi români, pentru că țara nu mai este a românilor. Țara este o colonie a nenorociților din afară. Că nu pot să le spun altcumva. Deci în condițiile în care, dați-mi voie, în condițiile în care se face cu o firmă străină, și totul face cu firmă străină, noi nu mai avem ingineri și specialiști în domeniul energetic, în domeniul mineritului. Ce am făcut cu ei? Nu mai avem experți în aceste domenii? Este de-a dreptul strigător la cer ca să apelăm la firme din afară să facă strategia României energetică. Păi este corect ceea ce spun eu, având în vedere faptul că Polonia și-a făcut singură strategie energetică, fără nicio firmă din afară, și a pus pe prim plan producția de energie pe cărbune și a și depus strategia națională la Comisia Europeană la Bruxelles. Noi trebuie să facem strategia acum națională, ce spune Bruxelles și ce spune Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și firmele agreate de ei. Pentru că vor să ne ducă acolo unde ne-au dus cu toată țara în dezindustrializare și care să nu mai poată să miște absolut nimic din punct de vedere al dezvoltării naționale. Soluția este concedierea colectivă, în opinia actualului management de la Complexul Energetic Oltenia?
ce se rezolvă cu acest în mod categoric că va fi o concediere colectivă. Ceea ce spun ei, că nu vor concedia 2000. Haideți să fim serioși, că deja sunt concediați 800. 800 care sunt de la Minpres. Asta nu sunt din cadrul mineritului și energiei. Urmează, dacă nu 2000, 1400-1500, tot aia este. Pentru că știți ce vor face? Este un fetișism. Tot acolo vor ajunge la calcule care le-am făcut și le-am spus tot la dumneavoastră într-o emisiune. În acesta se vor disponibiliza 4.000-4.500 de oameni. Pentru că vor disponibiliza de la Husnicioara. Închid pentru o lună de zile, iată, să închide mina Roșiuța împreună cu cele două cariere, mina Roșiuța împreună Lupoia. Cu cea de la Lupoaia. Să închid o lună de zile. Asta nu înseamnă venituri mai puține. Pe urmă vor fi zile de concediu fără plată. Vor fi șomaj tehnic. Asta nu înseamnă venituri mai puține. Nu înseamnă tot un fel de concediere masivă. Adică este un fetișism cu care se joacă acești băieți deștepți ca să păcălească pe sindicaliști. Eu sper ca sindicaliștii să fie tari pe poziție. Am avut astăzi o întâlnire cu ad hoc, dacă vreau să vă spun, nu una stabilită, deși doream să am o întâlnire foarte clară cu majoritatea dintre ei care sunt în conducere. Am avut și cu Iovan, cu Marciu, cu Mitrescu și cu alți lideri care i-am văzut că deja acum nu mai sunt ca la început să acorde acestor indivizi și structuri de conducere ale Comunității de Cortenia un cec în alb în continuare să facă ei ceea ce au început să facă la început când eu am spus, atenție FNME, nu vă jucați cu focul că de fapt compania este condusă într-o direcție greșită. Eu mi-am menținut poziția, știți foarte bine, și când a fost la conducere Ciurel și a batjocorit această companie în interesul PSD-ului și al lui personal și altor grupuri de interese, cât și acum când sunt tot niște grupuri de interese, cu alte cuvinte, s-a schimbat chiar o mafie cu altă mafie. Suntem chiar la final, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară, vă aștept și în alte emisiuni, mai ales că urmează și campania electorală, avem multe analize de făcut, rămâneți în continuare. Vă mulțumesc. Sud FM cu TV Sud, numai bine. Vă mulțumesc și eu foarte mult, mulțumesc ascultătorilor dumneavoastră și cu toată dragostea voi participa la invitație care mi le veți face.